început din capitolul 6 al Evangheliei după Matei. Iisus ne avertizează cu privire la capcanele religiei ca instrument de control social. Și o să nu voi citi acum totul. O să citesc ceea ce mi se pare este esențial. Luați seama să nu vă înfăptuiți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Apoi, în versetul următor, se găsește o expresie, o locuțiune, foarte scurtă. Cum fac fățarnicii? Atunci când Iisus li se adresează ucenicilor și ascultătorilor și le spune, aveți grijă să nu faceți cum fac fățarnicii, în mod implicit, el recunoaște că ei nu sunt fățarnici. Și aici este problema. Iisus, în textele care urmează și pe care le cunoașteți, nu posti așa ca ceilalți să vadă că postești. Nu te ruga așa ca ceilalți să vadă că te rogi. Nu fă milostenie așa ca să știe ceilalți că ai făcut milostenie. Da? Deci nu fă pe sfântul, nu fă pe filantropul, nu fă pe omul superior moral față de alții. Iisus recunoaște că nu suntem de fapt fățarnici, adică nu suntem niște ipocriți care încercăm să părem ceea ce nu suntem. Atunci, la ce se referă Iisus aici, dacă nu la ipocrizie? Iisus se referă la un mecanism foarte subtil, care se află bine înrădăcinat în psihicul oricăruia dintre noi și nu are nimic de face cu sinceritatea sau cu fățărnicia, ci mai degrabă cu frica. O anumită frică de oameni care este instinctivă în noi. Și de ce este această frică instinctivă? Pentru că este necesară. Este o adaptare. În ce sens? Suntem ființe sociale. Suntem animale gregare, animale de turmă. Acesta e adevărul. Avem un instinct de a ne armoniza totdeauna cu cei din jurul nostru. Gândiți-vă la o turmă de oi care trece calea ferată și vine trenul și oile trec calea ferată și după aceea vezi că cadavrele lor risipite pe terasament și te întreb cum poate oaia să fie atât de proastă, nu? Nu, oaia nu este proastă. Este un instinct de supraviețuire al turmei. Pentru că este mai important pentru supraviețuirea turmei, a speciei, dacă vreți, ca oile să stea în turmă. E mijlocul lor de a supraviețui. Să urmeze pe conducătorii turmei, iarăși, decât să încerce să supraviețuiască individual, pentru că oaia nu are șanse mari să supraviețuiască individual. Deci aici este un risc calculat, ca să zic așa, nu de oaie, bineînțeles, dar calculat de natură. Dacă priviți pe YouTube o scenă din, să zic, din Africa, vedeți o turmă de animale cum trec o apă și crocodilii pândesc. Și te uiți la animale și la, să zic, animale de turmă, da? Niște animale erbivore, zebre, antilope, mă rog, ce-or fi. Îți dai seama că aceste animale sunt neliniștite, fiindcă își dau seama că acolo pândesc crocodilii. Dar totuși toate trec apa în turmă, pentru că crocodilul va mânca una sau două, dar turma va fi salvată. Avem un instinct de a gândi ca ceilalți, de a ne acorda cu opiniile care sunt respectate, de a încerca să fim respectați, să avem o imagine bună. Și acest instinct este speculat în diverse forme, în diverse perioade istorice, pentru a fi șefuiți de libertatea noastră lăuntrică. Iisus ne atrage atenția că în închinare nu contează forma de închinare, ci libertatea lăuntrică. A renunțat la libertatea ta lăuntrică. În termeni vechi testamentar se numește idolatrie. Cineva care se închină unui Dumnezeu nevăzut este liber. Însă cineva care se închină unui chip cioplit devine și el ca acel chip cioplit. Termenul în limba ebraică pentru idol este nimic. Și spune profetul, au fugit după idol și au ajuns ei înșiși de nimic. Da? Atunci când te închini la o anumită imagine publică, ești golit de propria ta substanță, nu mai ești tu însuți. Și asta se întâmplă iarăși și iarăși în forme diferite. De exemplu, în secolul XVII, în Anglia existau 333 de legi, pentru care cineva putea fi băgat în pușcărie, pentru cele mai triviale ofense.
Aceste legi erau folosite de aristocrație pentru a ține populația de rând într-o stare de teroare. Deci englezii, chiar în secolul XVII, spre deosebire de țările române, de exemplu, aveau egalitate sub lege. Însă această egalitate era pur formală, cum se întâmplă astăzi, de exemplu, în America. Să zic, una este să calci legea ca un bogat și alta este să o calci ca un sărac. Mare, mare diferență. Pentru că nu ai bani să ții un avocat. Un avocat bun îți dă statul un avocat care de obicei nu face doi bani. Așadar, în Anglia, aceste legi au fost îndreptate împotriva numai de clase de oameni simpli, pe care biserica anglicană îi ura foarte mult. Și aceștia erau puritani. Erau comunități de oameni simpli care se adunau, studiau Biblia, se rugau, încercau să se închine lui Dumnezeu așa cum slăgeau ei. Deci oamenii aceștia vreau să fie liberi. Nu vreau să fie supus bisericii anglicane, bisericii și Statului Unite, să le dictezi lor cum să se închine, ce religie să aibă. Era o idee foarte bună, aceea de a fi liber în religie, de a nu fi supus bisericii naționale sau statului. Însă, aceștia fiind oameni simpli, nu cunoșteau legile bine. Și atunci aristocrația britanică și law enforcement-ul i-a luat ca țintă și urmărea cu foarte multă strictețe să prindă că calcă o lege cât de mică și apoi făceau un proces și băgau în pușcărie și erau fără milă față de ei. Atunci, ca mijloc de apărare, aceste comunități puritane, care sunt de fapt strămoșii bisericilor neoprotestante de astăzi, au decis să își țină membrii sub control foarte strict, ca să nu calce legea. Deci ideea era, ne ajutăm unii pe alții să nu călcăm legile țării. Ne urmărim unii pe alții tot timpul și, fiindcă suntem frați, ne atragem atenția unii altora. Atenție, asta te-ar putea aduce în închisoarea de datornici, de exemplu. Dacă nu-ți plătești datoria asta, o să intri în închisoarea de datornici, oricare era groaznică. Asta s-ar putea să ducă chiar la spânzurătoare. Fii atent. Erau ofense triviale, formale, dar puteau fi judecați foarte aspru. Și atunci comunitatea a devenit un mod de a se supraveghea unii pe alții, pentru a nu călca legea, fiindcă oamenii legii erau dușmanilor. Însă foarte curând acest mecanism s-a transformat într-un fel de poliție a bisericii, în care fiecare membru era supravegheat de ceilalți membri. Și astăzi, pentru că, așa cum a spus, bisericile neoprotestante sunt urmașii acestor biserici, te trezești că într-o comunitate de oameni care, de exemplu, să zic, au plecat din America, din România comunistă în America ca să fie lideri. Sau în România au fost persecutați în perioada dinaintea celui de-al doilea război mondial pentru că aveau o credință diferită de cea națională a neamului. Da? Sau în perioada comunistă iarăși au fost persecutați, așa cum am spus. Și vezi că oamenii aceștia care au vrut să fie liberi și această dorință neoprotestantă de a fi liber, adică de a nu fi controlat de stat și de o biserică națională, este foarte legitimă, repet, tu citești Biblia și o înțelegi cum vrei și te rogi și te închin cum vrei. La un moment dat observ că aceste biserici devin dezvoltă anumite instrumente de control asupra individului care nu mai este deloc liber. Și te trezești că e mai multă tiranie înăuntru decât în afară. Și asta plecând de la cea mai bună intenție, anume ca frații să se supravigheze unii pe alții. Asta se întâmpla și în Iudeea, de fapt. Ei spuneau, dacă noi nu ținem legea, nu o să vină Mesia. Și așa, ca să ne ajutăm unii pe alții să ținem legea și să supravigheze unii pe alții, rezultatul a fost că toți au început să facă pe sfinții și toată lumea nu mai era interesată de ce este în substanță, ce este înăuntru, ci de ce este în afară. Deci este o formă de idolatrie, să zic așa, o idolatrie privită dintr-un alt unghi. Nu Dumnezeu este imaginea la care te închini, ci tu ești imaginea la care te închini. Tu ți-ai format un idol, zici că nu ești idolat, zici că mă închin lui Dumnezeu, nu. Dar de fapt tu te închini la o imagine a ta în sus pe care tu ți-ai format-o. Și această imagine este cea căreia i-a dus jertfă, cea pentru, din cauza căreia te rogi sau postești sau faci bilostenie, este o jertfă adusă acestei imagini a ta pe care o prezinți publicului și care ajunge să însclavească eul tău real. Ce ar spune Iisus în timpul nostru? Nu știu dacă sunteți familiar cu serialul britanic The Black Mirror. Este vorba despre impactul pe care tehnologia digitală are asupra vieții noastre. Cuvântul Black Mirror înseamnă oglinda neagră. Oglinda neagră este acea cutiuță mică
electronică pe care o ținem cu toți în mână și în ecranul negru ne oglindim. Dar ce se oglindește în acest ecran? Este întrebarea. Acum câteva decenii, serialul Star Trek anticipa că într-un viitor tehnologic foarte dezvoltat, fiecare om va putea să aibă în mână un mic computer cu care va comunica în timp instant cu toată lumea, cu oricine pe suprafața planetei sau chiar în univers, va putea să aibă acces imediat la orice cunoaștere, la orice cunoștință științifică, culturală, la orice carte, răspuns la orice întrebare, caută și găsește. Fantastic, nu-i așa? Și noi când eram tineri și eram adolescenți, ne uitam la serialul Star Trek și ziceam ce lucru grozav va fi dacă lumea va avea vreodată asemenea cutiuțe și astăzi le are. Și ne-a făcut mai deștepți, ne-a făcut să explorăm știința și cultura și bibliotecile, ne-a făcut să comunicăm în mod relevant, să fim mai informați, nu. Ne-a făcut mai dezinformați, ne-a prostit, ne-a făcut mai lipsiți de interes față de orice lucru esențial și mai superficiali, mai interesanți într-o imagine pe care o prezentăm. Bun, în serialul Black Mirror apare o idee care te sperie când o vezi în film, dar tu ești că deja este prezentă. Anume că oamenii ajung să fie judecați pe baza creditelor pe care le primesc pe social media, cum e Facebook, și asta se întâmplă deja în China acum. Și atunci fiecare trăiește numai ca să aibă cât mai multe like-uri și cât mai multe credite. Și în cele din urmă, asta duce la forme excesive, nu numai de vanitate, dar și de subjugare a libertății individuale. Că te temi tot timpul ca să nu încalci anumite reguli. Mă rog, dacă vreți, în timpul nostru, asta se întâmplă în China acum, dar deja vedem forme de cenzură, de gândire, de dezinformare, la care ne supunem de bunăvoie. Și ce facem? Ne creăm o imagine și devenim sclavii acestei imagini. Trăim în timpul în care imaginea electronică se suprapune, se substituie realității. Acesta e adevărul. Și în religie se întâmplă același lucru. Imaginea electronică s-a substituit spiritualității. Trăim în timpul unei religii electronice. O religie a imaginii tehnologizată, ceea ce nu era pe vremea lui Iisus. Astăzi imaginea este tehnologizată. Așa că Iisus, dacă ne-a vorbit astăzi, cum a vorbit atunci în predica de pe munte, ne-ar atrage atenția asupra acestor pericole. Și anume, aici este ideea care apare în concluzia întregului discurs al lui Iisus, că nu poți să slujești la doi stăpâni. Și în momentul în care ne-am creat un stăpân, îi vom sluji. Dacă acest stăpân este opinia pe care o alții despre noi, fără să fim neapărat ipocriți, dacă acest stăpân este o imagine pe care ne-a format-o noi înșine despre noi și încercăm să o întreținem, toată aceasta poate să apară în numele religiei, să aibă o față religioasă. Omul să aibă impresia că s-a apropiat de Dumnezeu, când de fapt este idolatru. Nu uitați că un adevăr biblic este acela că religia este religia bună sau rea. Biblia ne spune că religia este rea. De ce? Pentru că religia este idolatrie. Tot etosul profeților, toate avertizmentele Vechiului și Noului Testament la oaltă sunt împotriva diversele forme de idolatrie, adică diversele forme de religie. Singura religie pe care Iisus o prezintă și nu, Iisus nu ne dă niciun sfat cu privire la forme, la tehnici, este cea care e secretă. De ce este important să fie secretă? Nu pentru că ești ipocrit, pentru că acesta este un test. Este un test că este autentică. Și ca atare, Dumnezeu să ne ajute. La revedere!